Salutare, dragi prieteni ai grădinii exotice! Astăzi vom dezvăli smochinul, acela de anul trecut, Vasilica Sica, pe care l-am pus la iernat, l-am învelit. Vedem cum a rezistat, dacă a rezistat, vedem exact ce s-a întâmplat. Ia să vedem ce e aici. Foliile astea de textile întinghet sau cam mâncat, că l-am folosit și anul trecut. Dar vedem imediat. Au fost textil și paie. Acum sperăm că va sta bine. Poate diferă-l paielul. Și asta că oricum s-a rupt. Sunt biodegradabile, sunt foarte bune pentru iernat și sunt destul de ieftine. Dacă puneți un pic de paie în interior, orice plantă puteți ierna așa. Și vești bune, vârfulețul n-a înghețat, din câte se vede. Acum așteptăm și primele frunze, să fim siguri, dar se pare că asta destul de bine. Lăsăm să iau un pic de aer, n-a fost nicio iarnă prea. Da, vârful pare ok. Acum să sperăm, el pare verde, dar vom vedea în câteva săptămâni.